Cei care caută o locuință de închiriat au de unde alege. 2021 a început cu un număr record de apartamente și garsoniere care își caută chiriași, iar prețurile sunt cele mai mici din ultimii 5 ani. Dar experții imobiliari spun că ar trebui să mai scadă, având în vedere cererea din ce în ce mai mică. Doar la vile și case cu curte, tarifele au crescut din nou în ultimele 2 luni. Într-un an bulversant, cu mulți șomeri, învățământ online, muncă de acasă și turism inexistent, mii de apartamente și garsoniere au rămas goale. Agenții imobiliari estimează că în prezent sunt scoase la închiriat în medie cu 20% mai multe locuințe la bloc față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă până anul trecut apartamentele în regim de chirie dispăreau de pe piață în 2-3 zile, astăzi ele pot să stea săptămâni. Chiriașul are timp să negocieze, să vizioneze multe apartamente și să leagă oferta care îi convine cel mai mult. În consecință, au scăzut chiriile la apartamente și garsoniere, în medie cu 10-15% în funcție de oraș și de zonă. Sunt cele mai mici din 2015, de când cresc constant. În București, de exemplu, în prezent, un apartament cu 2 camere se închiriază în medie cu 369 de euro. În februarie 2020, proprietarii cereau peste 400 de euro. Media la garsoniere este de 252 de euro. În februarie era de 285. Ar putea să scadă puțin prețurile, așa cum spuneam, în anumite zone, respectiv pe partea de cartiere și pe partea de apartamente care nu sunt în acest moment la nivel de amenajare de 2021. Va rămâne probabil la un nivel destul de sus pentru că cere zona în ultracentral. În pandemie, siguranța a devenit importantă pentru chiriași și mulți au cerut înregistrarea contractelor la ANAF. Parcurile, locurile de joacă și spațiile verzi au devenit la fel de importante ca transportul în comun. Dacă până acum supermarketul era aproape singurul element comercial care era în topul preferințelor, acum vedem farmaciile destul de sus în acest top. Și lucrul ăsta vine tot dintr-o schimbare pe care am întrebat anul trecut, generată de pandemie, care s-a transformat într-o nevoie de siguranță. Pandemia a dus la schimbări importante în relația oamenilor cu spațiul lor de locuit. După criza din 2008, 3/4 dintre chiriași căutau locuințe mai ieftine. Acum însă 60% dintre cei care stau cu chirie vor apartamente mai mari în zone mai bune. Pun preț pe cum va arăta viitoarea locuință, cum este compartimentată, dacă mobilierul este nou și modern. Iar aceste tendințe se vor menține pe tot parcursul anului, cred specialiștii imobiliari. Camelia Donțu, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.